Șefa Virginia, cum ești? Sunt foarte bine, tu? Uite, bine și eu, nu prea te-am mai auzit, sincer, nici eu nu știu. Păi ieri a fost așa mai, o zi okay. Mai emoționantă. Nu știu, îmi pare așa că te-ai retras cumva. Mi-a plăcut foarte mult începutul tău cumva aici în casa, am zis că ești foarte dezinvolt, așa, foarte deschisă, dar nu știu, mi se pare că de câteva zile cumva te-ai închis în tine, nu știu de ce. Nu cred, cred că doar ieri am fost așa. Ți se pare, adică nu am, chiar nu am nimic. Desigur, e totul în regulă. N-are vreo legătură că ai avut un conflict cumva cu Giulia sau ceva? Nu, niciun caz. A fost un conflict, că eu nu mi-aduc aminte. Nu, niște contraziceri mai mult. V-ați contrazis. Ah, bun. Păi Robin a întrebat-o așa că am întrebat-o eu. Pentru că chiar eram curios, sincer, cum e. Fraților, eu cu ea nu suntem gata. S-a rupt tot, nu mai avem nicio legătură. Mie am un respect foarte mare pentru ea. Cumva ai dat de înțeles că nu mai... Este... Da, i-am dat... E cunoașterea aia mare, rău. Nu mai e cunoașterea aia mare, doar că cumva chiar m-am uitat la ea să văd dacă e ok, că nu n-am mai simțit. Păi și cu ce ți, în afară de ieri, cu ce ți se pare că nu am fost ok? Nu știu, nici astăzi pe conexiune, nu l-ai întrebat pe Robi ce face? Păi nu, cred că am întrebat niciodată până acum. Ai întrebă-l acum. Ce faci? Lasă că vin ce vorbim mai târziu și auzi, zi, zic cu Robi. Am și eu o întrebare, Ștefania. Și Bianca. Ieri, bine, las, nu mai. Șmeș, șmeș urpeș. Hai, dăm pe. Deci, în primul rând vreau să vă spun că amândouă sunteți extraordinar de frumoase, asta că să lămuresc un aspect. Datorită faptului că cu Virginia cumva am concluzionat că nu avem chimia aia de care aveam nevoie pe plan amoros, spun PES. Iar Larisei îi spun smash, deoarece încă nu știm dacă nu avem chimie, da? Repet, amândouă sunteți extraordinar de frumoase, dar smash-ul este la Larisa. Îmi pare rău, Virginia. Nu are de ce să-ți pare rău. Ai oprit cunoașterea. Nu știu, mai trebuie să spun ceva? Continuă. Pe ce să mai continui? Zici ce vrei, ce simți, ce vrei de la Larisa. De la Larisa, sincer, eu atât am spus, eu încă nu am... Nu am spus exact intențiile mele, nici eu nu știu care sunt exact. Deocamdată cred că ne rămâne doar să interacționăm, dar vreau cu siguranță să fie și ea în apele ei, să nu fie presată de vreun subiect, nu știu cum a fost situația asta de ieri. Poate o să vină astăzi la tine. Dar poate ei ar face bine să vorbească cu tine. Da, așa e, uite, m-am gândit mai bine, poate vine astăzi să vorbim. Hai. Dar voi? Ce părere aveți de mine? O părere bună. Bună, da. Ai putea, Virginia, acum să alegi smash or pass? Păi, smash din punct de vedere fizic în continuare. Asta voiam să te și întreb dacă tu crezi că eu mi-am declarat o intenție față de tine doar pentru susținători, așa cum a menționat Giulia. Nu, nu, nu. Așa cum am vorbit și aici în casă, nu cred treaba asta. Bine, vreau să-i pun și eu o întrebare Virginiei. Virginia, în acum două gale, ai spus îl votez pe Patrick pentru că simt ceva pentru el. Acum nu mai simți. Atracția fizică. Da, păi, dar nu am spus că nu mai simt pentru Patrick sau nu am spus că simt pentru el, nu știu, iubire. Am zis față de care simt ceva. Da, a fost o interacțiune între noi, e normal, nu? Și eu acum nu am... I-am dat smash lui Patrick. El s-a schimbat puțin. Jocul este smash or pass. Eu, dacă ar fi fost pe mine, ambele, v-am spus, meritați smash. Dar, dacă ar fi să aleg dintre voi două, cine are da, eu am înțeles. Îi explicam Giuliei doar. Între noi, am înțeles și eu. Mai mare. Între noi, lucrurile cumva s-au stabilit. Nu de tot, dar cumva putem înțelege că s-au stabilit. E, în schimb, cu Larisa, eu nu știu încă dacă am chimie cu ea sau n-am. Pentru că niciodată n-am... Eu n-am avut, v-am spus, doar o cameră roșie toată viața mea cu Larisa. Nu știu ce simt eu când sunt doar eu cu ea. Și dacă nu o să ai chimie cu Larisa, te întorci la Virginia? Deci, dacă între mine și Larisa nu va exista o chimie și nu se va construi absolut nimic, eu cu siguranță voi căuta o fată cu care voi avea chimie. Dar tu, Virginia, acum te îndrezi mai mult către Robi dacă ai auzit chestiile astea? Sau? Dar nu e vorba că mă îndrept către Robi. Eu și discuțiile pe care le-am avut până acum, în care i-am luat apărare, am spus că îl înțeleg și că îl cred că e sincer când spune că îi place de mine. Nu spun că a procedat greșit, corect în celelalte situații. Deci, pe Robi la fel a menționat mereu, doar că acum el ar fi trebuit să facă pași dacă...
considera, pentru că între mine și Patrick nu a fost o relație până la urmă și așa e aici, în casă, să ne cunoaștem. Noi chiar asta vorbeam ieri în casă, eu cu Robi, și da, nu înțelegeam de ce de la început el cumva s-a dat bătut. Dar nu că s-a dat bătut, nici nu a încercat. Nu știu, eu m-a explicat odată chestia asta. Te-am văzut că ești focusat oarecum pe Patrick. Patrick, da, mi-a spus. Și pur și simplu am lăsat să văd cum decurg lucrurile. A, deci aștepți cumva să vină el? Da, da. Bianca, ieri n-am apucat să vorbim, deoarece a fost situația care a fost. Nu te-a atins absolut deloc situația din gală? Sincer să fiu, îl înțeleg pe Cosmin de... Adică el a spus că dacă ar fi fost situația inversă cum i-a dat doamna Andreea varianta, de înțeles, exact varianta, îl cred ceea ce a spus. Eu pot să zic că nu? Poți să zici, dar nu contează. Dacă Patrick ar fi spus: Cosmin, vreau să o scot pe Ștefania, nu cred o secundă că tu ai fi spus: fă ce vrei. Nici eu, dacă îmi permiți. Nu, mulțumesc, nu vezi că contează. Ok, nu trebuie să mă credeți voi, eu știu foarte bine ce am spus acolo și îmi mențin Te cred eu, stai liniștit. Păi... asta e important. Virginia, tu ce crezi? Ești de părere, ai aceeași părere? Ajuns ca... tu pe Ștefania să facă ciorbă de perișoare? Nu, că știe, se descurcă singură, e mai. Sincer, eu nu-l cunosc atât de bine pe Cosmin și chiar nu aș vrea să-mi dau acum o părere. Prima fază și când a dat el acel procent, da, mi s-a părut că se îndreaptă mai mult către Ștefania, dar acum, având în vedere că el în continuare e nehotărât, adică dacă ar fi atât de mult Ștefania, nu înțeleg de ce nu face odată alegerea. De-aia mă gândesc că probabil în momentul de față e cam la fel balanța. Da, dacă tu ai fi fost în locul Biancai să fie exact în față propusă către eliminare și băiatul cu care ești în cunoaștere... M-ar fi deranjat. Spune... De ce te-ar fi deranjat? Având în vedere că nu ai nicio cunoaștere cu mine. Eu nu am nicio cunoaștere nici cu Ștefania, nici cu Bianca. De ce te-ar fi deranjat? Da, da, asta denotă faptul că nici nu intenționez să cunoști mai mult. Stai un pic, eu dacă aș fi avut reacție față de una dintre ele, având în vedere situația din gală, era cumva clar că sunt decizi. Eu sincer, sigur că tu ai luat decizia, dar nu vrei să... Eu cred că am procedat corect. În continuare vreau să văd anumite chestii din partea ambelor fete și abia apoi să întrag eu acum. Dar în caz că ar fi plecat Bianca, nu ți-ar fi părut rău? Că... Mi-ar fi părut rău. Evident, mi-ar fi părut rău, pentru că nu am ajuns să o cunosc îndeajuns și... Na, mi-ar fi părut rău, dar ce pot să fac? Oare nu te-ai fi simțit mai, iartă-mă Patrick, mai ușurat? Nu, de ce m-aș fi? Nu ți-ar fi ușurat decizia? Nu îmi provoacă, prin ce, prin excludere, adică? Nu. Dar de ce credeți că Cosmin nu se arată că îi place de Ștefania? Că mă gândesc că asta este teoria voastră, corect? Eu, Patrick, sincer, cred că lui Cosmin îi place mai mult Ștefania, nu știu, așa-l văd eu, mult mai entuziasmat, mult mai el. Când el stă cu Ștefania, este mult mai degajat, este mult mai copilăros, mai glumeț, mai cum este el de fel. În schimb, cu Bianca, pare mai rigid. Probabil și că este diferența asta de vârstă, Giulia. Am și o explicație pentru asta, explicație pe care i-am dat-o și Bianca, dacă nu mă înșel. Da. I-am spus că cu ea mă simt, nu neapărat, emană mai multă seriozitate. Și atunci nu îmi vine să mă joc cu ea ca și cu Ștefania. Cu Ștefania e mai copilăroasă și de asta mi-i spune... Dar asta nu vrea să însemne că Ștefania e neserioasă. Nu. Aici mă refer la altceva. Da. Mă refer păi la... bun, și în cazul ăsta, tu cum ești? Cum ți-ai dorit să fie relația ta? Mai jucăuși sau mai serios? Deci, că aici e răspunsul. Păi stai că nu m-a văzut nici pe mine dacă eu sunt jucăușă. Tu nu poți să-l întrebi asta încă. Uite că pot. Dacă Bianca a zis că ea nu s-a deschis... Mă deschid către oricine de mult încât da. Măi, Bogdan, să faci o glumă acum, nu e vorba de deschis. Deschis este ce a făcut Robert, deschis este ce a mai făcut câte pe aici, câte una dintre noi. Ai da voie la o glumă sau la a te lua în brațe și a te ridica, nu înseamnă deschis. Da, mă, Giulia, dar și Cosmin a zis că Bianca inspiră mai multă seriozitate, e altceva. Păi da, dar într-o relație ce căutăm? Să fim serioși sau să fim destinși? Cum se simte? Păi eu sunt sigur că ea are și o latură mai... Eu sunt sigur că ea are și o latură mai copilăroasă, mai jucăușă și așa, doar că nu și-a arătat-o până acum. Nu știu, o să vreau să văd și acea latură. Păi bun, dar acum dacă e să o luăm unde te simți tu mai destins, cumva se înclină din nou spre Ștefania balanța. Chit că tu spui 50-50. Nu e rău. Și aici că tu te simți bine.
în prezența Ștefaniei. Cumva da, dar îmi place și această seriozitate, știi? Sunt sigur că și Ștefania poate fi serioasă. Păi este, de ce când am vorbit, adică ești serioasă, dar vreau să văd când e nevoie să se aplice această seriozitate, cum este. Giulia, am și o întrebare. Dar între tine și Bianca e un fel de tensiune. Tot eu nu o simt. Nu știu din partea ei dacă este, Bianca. Dar am impresia că nu-i convine că eu tind mai mult spre Ștefania. Am înțeles. Acum este vorba fix de feeling. Eu pe Ștefania o simt mai mult pentru Cosmin. Rezonez mult mai mult cu Ștefania decât rezonez cu Bianca. Am înțeles. Tu, Bianca, din partea ta? Și ea tot cu Ștefania mai mult decât cu ce... Când nu vine vorba de tine. Da, asta. Aoleu. O să întreb și eu fetele ceva? Da, rog, da, da. Rog. Păi am atras atenția așa la... prima vedere. La prima vedere, da. Dar chiar, măi, există vreo fată căreia... care a atras atenția, Marius? Ești un băiat frumos, da. Ai un vibe bun, așa, dar diferența de vârstă este diferența de vârstă. Mi-aș orpez. Minte. Da.